prima trupă care va juca împreună cu buruienești. Sunt gândinții pe terenul numărul 1. Auzi gareile din buruienești, nu se aude nimic, înseamnă că nu existați. Gândinții, sunteți? Nu se aude, se aude, bă, băieți, sunteți sportivi, mă, măcar chipetele voastre. Ia, buruienești, n-aud. Gândinții. Chiar dacă n-a scopat nimic, dar nu contează. Se pregătește după aceea școala 2 cu Cuncești. Ia uzi, schimbare de la căldură. Mergi de baraj, ruginașa, cu Mihai Eminescu. Mihai Eminescu, aud? Se înregistrează, se aude pe camera acolo, nu a existat. Mihai Eminescu este? Cam așa. Ruginoasa este? Domnul profesor, premiem și cea mai tare galerie, da? Bine. Deocamdată n-avem pe cine premia, pentru că se vede că nu au spotul ei. E numai la suprafață. Bună dimineața, copii! Bună dimineața, domnilor profesori! Dați-mi voie să vă urez la mulți ani tuturor copiilor, să fiți fericiți, să fiți sănătoși, să ascultați de părinți și de profesori care cu pasiune vă îndrumă. Astăzi ne aflăm pentru a sărbători Ziua Internațională a Copiilor. Și pentru că suntem un popor cu credință, dați-mi voie ca această manifestare să o începem dintr-o mică slujbă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindene și toate le împlinești, Mistierul bunătăților și dătătorul de viață. Vino și te sălășluiești într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinecinea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Domnului să ne rugăm. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai poruncit ucenicilor tăi și apostolilor, zicându-ne, lăsați copiii să vină la mine, ca unul ca acestea să-i împărăția lui Dumnezeu, te rugăm, Doamne, să trimiți Duhul pe Cel Sfânt, peste copiii aceștia și peste copiii din întreaga lume. Păzește din toate răutățile vieții. Binecuvintează viața lor și copilăria lor, împreună cu părinții, cu dascării și cu toți cei care fac să fie binecuvântată această zi și ce organizează această bucurie a copiilor, că sfânte și pe toate le simțești, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dragi copii, să fiți sănătoși și binecuvântați, să mulțumim celor care fac posibilă ca această bucurie să se materializeze prin toate frumusețele care vă sunt exclusiv puse la dispoziție astăzi și în toate zilele copilăriei voastre. Să fiți fericiți! La mulți ani! Doamna Părinte, mulțumim frumos! În continuare, aș dori să adresez în nume personal, dar și în calitate de director al Clubului Copiilor Uman, mulțumiri gazdei noastre, Condor, Visor, pentru că ne-a oferit această posibilitate să organizăm împreună cu dumneavoastră această minunată serbare. Dau cuvântul domnului inspector general adjunct Ioan Mirea să ne adreseze un cuvânt pentru această minunată sărbătoare. Bună ziua! Dragi copii, adolescenți, tineri, adulți, astăzi avem bucuria să sărbătorim împreună Ziua Internațională a Copilului. Cu ocazia acestei zile, aici, în această locație deosebită, care oferă condiții generoase, se desfășoară activități sportive, pentru că simțim cu toții energia pe care o emanați și dragostea pentru activitățile culturale sportive.
Ne bucurăm că suntem astăzi aici, mulțumim pentru condițiile oferite, vrem să aveți competiții loiale și întreceri corecte, astfel încât cei mai buni să câștige. Este o zi deosebită, urez succes întregii activități și tuturor nouă, pentru că și noi suntem copii, la mulți ani. Mulțumesc! Mulțumim frumos, domnule inspector general adjunct. În continuare, aș dori să dau cuvântul domnului deputat Viorel Stan. Câteva cuvinte. În primul rând, bună dimineața, dragi copii! Bine v-am regăsit aici, la a doua ediție acestui deosebit concurs pe care cei de la condor jocul organizează cu ajutorul nostru al ajutorului pe toată școala județean. Eu copilul vă spun decât atât, succes, bucurați-vă de această zi, fiți veseli așa cum este normal să fiți, e bine aici și sper că pe viitor această activitate se va extinde, astfel încât numărul participanților să fie din ce în ce mai mare. Și pentru că este un concurs, fie ca cel mai bun să fie special. La revedere, copii! Mulțumim frumos, domnule deputat! În continuare, aș dori să dau cuvântul gazdei noastre, domnului deputat Alexandru Rotaru, cel care, an de an, ne va găzdui aici pentru a organiza minunatele noastre competiții. Domnule deputat, vă rugăm frumos să ne adresați câteva cuvinte. La mulți ani, dragi copii, am emoții. Încă consider că este și ziua mea. Dar, într-adevăr, bine ați venit la cea de-a doua ediție a Cupei Condor, a sărbătoririi zilei copilului la resortul nostru. Vă doresc numai bucurii, fericire și toate visele să se împlinească. La mulți ani încă o dată, sportivilor să dea dovadă de fair play, cei mai buni să câștige și mâine, la finalul competiției, să sărbătorim împreună cu toți concurenții, toate gândurile bune și spor la joc. Mulțumim frumos, domnule deputat! Mulțumim și pentru cuvintele pe care le-ați adresat, dar și pentru faptul că an de an vă gândiți la acești minunați copii. În continuare, aș dori să dau cuvântul domnului inspector Ioan Romeo Roman, un prieten al Clubului Copiilor, un bun inspector care ne sfătuiește întotdeauna numai de bine, domnul deputat. Mulțumim frumos, domnule inspector! Dragi ce părinte, distinși deputați, dragi colegi, stimați părinți, dragi elevi, mulțumesc pentru cuvintele frumoase, mulțumesc domnului director, mulțumesc domnului deputați, mulțumim gazdei, o slujbă frumoasă începută într-o zi luminată, precum oștenii înainte de o luptă. E o luptă a fair play-ului la dumneavoastră, dar este o luptă a copilăriei. O luptă în care, de fapt, Clubul Copiilor, școala copilăriei permanente a învățământului mențean, Clubul Copiilor și, iată, Clubul Copiilor Roman, reușește să se detașeze. Ce poate fi mai frumos decât să rămâi copil? Să rămânem cu toți copii, de fiecare dată, și ziua de astăzi să fie una remarcabilă. Mult succes! Mulțumim frumos, domnule inspector, pentru aceste minunate cuvinte. Cum spune domnul inspector general adjunct, să trecem la treabă. Declarăm deschise serbările zilei de 1 iunie. La mulți ani! Bună ziua, iată-ne la cea de-a doua ediție a sărbătorii zilei copilului la Condor Resort. Mă bucur foarte mult că am reușit și anul acesta să ne întâlnim într-o marcă de mare. Alături de noi la această ediție sunt copii de la diferite școli din Roman și zona Romanului. Ne așteptăm, cred că, la un număr de 300 de copii care astăzi se distreze, să simtă bine, să profite de vremea frumoasă, de piscină, de competițiile sportive și de jocurile interactive care le-am pus la dispoziția lor. În final, vreau să urez, sincer, la mulți ani tuturor copiilor,
tuturor celor care încă se simt copii, multă sănătate și fericire, norocul să-i urmeze în viață și toate visele lor să se îndeplinească. La mulți ani! Come on, be my baby.